Este un test antigen rapid. Și Ingrid acum o să ne arate cum își face ea testul. Haideți să vedem cum anume și ce metode de prevenire împotriva răspândirii virusului se iau aici în Anglia. Fata mea sau fiica mea? Fata mea. Fata mea sau fiica mea? Salut! Eu sunt Masaru și ea este fata mea Ingrid, iar astăzi vrem să vă vorbim despre metodele de prevenție împotriva virusului aici în școlile din Anglia. Dar înainte de toate, vreau să vă rog să lăsați un like pentru încurajarea lui Ingrid, deoarece vreau să o mai întreb câte ceva despre alegerea liceului, a colegiului aici în Anglia și cum anume a luat ea decizia la ce colegiu să meargă. Deci, lăsați un like pentru încurajare. Și tu ce spui acum în intro? Nimic. Ba da. Yay. Și nu uitați să lăsați părerile voastre în comentarii, da? Aici, mai jos. Ești ok, Ingrid? Da, da? Bine. Ești bine? Uh-huh. Ai încredere, da? Să vorbești și da. Să apari în video. Da, da? Uh-huh. Înainte să stăm de vorbă cu Ingrid, înainte să stau de vorbă cu Ingrid, trebuie mai întâi să hrănesc copiii, pentru că au spus că altfel nu vorbesc cu mine dacă nu le dau de mâncare. Așa cum am spus, am hrănit copiii și acum vreau să vă spun care este situația generală aici. Există școala primară unde Daniel învață și acolo nu se poartă măști, doar părinții când duc copiii la școală trebuie să poarte mască, dar copiii nu au această obligativitate, doar se sterilizează și folosesc foarte multe soluții de dezinfecție pe mânuțe și pe birouri și peste tot, dar altfel la ei nu este o rigoare atât de mare. Acum reîntorcându-ne la Ingrid, care este în școala secundară, nu? Școala secundară înseamnă de la 11 ani până la 16 ani, da? Și voi ce obligații aveți să faceți când vă duceți la școală? Trebuie să purtați măști? Purtăm măști în interiorul școlii, numai că afară nu sunt obligatorii. Și da. Când facem sport, nu sunt. Nu, deci nu trebuie să purtați mască la ora de sport. Da. Okay. Curățăm mesele cu dezinfectat la sfârșit de fiecare oră. Da. Și ne stăm cu tine la desanitate. Și nu ți-e greu să stai cu masca toată ziua la școală? Nu ți-e greu. Te-ai obișnuit, nu? Da. Mai trișați așa un pic și le mai dați jos? D-abia, nu prea. Nu. Doar când beau apă sau așa. Da, dar... Cel mai important, ei înainte să înceapă școala, adică acum o săptămână sau două, când? Da. Acum două săptămâni, au fost chemați de către școală să li se facă un test. Ce test v-a făcut? Tot din ăsta rapid sau PCR? Tot din ăsta rapid. A fost chemați de către școală să li se facă un test rapid acolo, iar după aceea... În fiecare săptămână acum trebuie să faceți voi două teste, nu? Trebuie să faceți două teste pe săptămână și da. Testul vi-l dau ei de la școală, gratuit. Da. Și pe lângă că le dau copiilor testul gratuit și părinții pot cere de la guvern acest test gratuit să și-l facă. Este un test, dă-mi și mie cutia, te rog. Este un test, cum arată? Așa, este un test care ți-l poți face singur. Este un test antigen rapid. Și Ingrid acum o să ne arate cum își face ea testul. Haideți să vedem. Testul vine cu un tubuleț din ăsta în care pui acest lichid. Da. Așa, în asta constă testul antigen care și-l face Ingrid acasă. Neapărat o oglindă să vadă dacă îi stă bine părul și dacă este machiată cum trebuie.
după vine cu două bețe din astea. Și are bețe două? Bine, păi da, dar ție câte trebuie? Unu? Da. În cutie, am uitat să vă spun, în cutie sunt trei teste și li se dau nominal copiilor, tuturor copiilor din școală. Tocmai ce a primit și Miruna un astfel de test și trebuie să și-l facă și ea. Scoate-l și tu-l fă de acolo, că eu te filmez. Așa. Îmi arată pe cât, nu? Și nu te deranjează, nu? Stai că spui după aia. Da? Și după aia pe nas, în nas de câte ori? De 10 ori. Și după aia pui ăsta în tubuleț. Așa, e o soluție de reacție. Uh-huh. Și cât trebuie să lăsăm acolo? 15 secunde. 15 secunde. Uh-huh. Și după aceea ai testul pregătit? Unde e? Asta... Și dacă apare prima dată ca să... Când pui tu picătura, dacă se pune linia la C, înseamnă că este concludent, că l-ai făcut corect. Și dacă este linia la T, înseamnă că e pozitiv. Oh, să sperăm că nu. Hai să vedem. Este pozitiv sau nu? Nu trebuie cu 15 secunde, nu? Da, da, da. Pune-l aici pe... Ia să vedem, acum este momentul adevărului, să vedem dacă am făcut bine testul, dacă a făcut Ingrid bine testul și dacă este concludent. Deci testul tău, Ingrid, este concludent. Uite, se vede linia. Uh-huh. Și acum trebuie să așteptăm jumătate de oră să vedem dacă este și pozitiv sau negativ. Da. Și dacă e pozitiv, apare acolo la T. Dacă e negativ, n-apare nimic, nu? Și cu testele astea ce faceți? Le înscrieți voi pe site-ul guvernului, nu? Da, să-l înscriem. Da? E, dacă eram eu, spuneam, chiar dacă ieșea pozitiv, spuneam că e negativ ce declaram eu. Nu, glumesc, trebuie să declarați adevărat și pe bune, nu? Da. Testul, ca să vadă, să țină măsura. Ei, făcând aceste teste gratuit și elevilor din școli, dar și nouă, pentru că și noi la locul de muncă facem astfel de teste de două ori pe săptămână, ei au reușit să-și dea seama și să țină cumva, să-și dea seama câte persoane sunt bolnave și să-și dea seama și să poată să țină acest virus cumva sub control. Pentru că dacă ți este acest test pozitiv, știi să stai acasă, să protejezi pe ceilalți, pe cei din jurul tău, care este cel mai important după mine, nu? Da. Că tu, chiar dacă ești copil, ești tânăr, ești ok, ai o imunitate mai crescută, dar tot important am oameni e... în jurul meu. Hmm? Tot am oameni în jurul meu. Da, important este să... Important este să-i protejezi pe ceilalți. S-au vaccinat foarte multe persoane aici în Anglia, au reușit să vaccineze cel puțin cu prima parte a vaccinului, peste 80%, în jur de 80% din populație, am înțeles că s-a vaccinat deja, ceea ce este un lucru bun și sperăm să putem să călătorim în vară, sperăm să revenim la normal. Da. Da? Nu uitați să ne lăsați și nouă în comentarii cum și ce anume se întâmplă în jurul vostru, în mediul în care voi trăiți. Mulțumesc, Ingrid, pentru că ne-ai arătat cum se face testul. Bineînțeles. Și până data viitoare, vă spunem la revedere. Pa, pa! Pa!